Trecem prin viață prin tot felul de experiențe. Cineva spunea că viața este ca mersul pe bicicletă. Te oprești din pedalat, cazi. Suntem obligați să pedalăm, să mergem înainte. Oprirea poate însemna un tragic accident și, în final, moartea. Percepția asupra pedalatului este diferită atunci când vorbim despre creștini sau necreștini. Și în categoria necreștinilor îi punem și pe cei ce se declară creștini, dar nu trăiesc conform voii lui Dumnezeu, creștinismul fiind pentru ei doar un nume și nimic mai mult. Deci problema creștinilor poate apare atunci când ne oprim din pedalat sau când privim în dreapta și vedem că ni se oferă confortul unei limuzine în locul efortului de a merge pe bicicletă. Foarte pe scurt, v-am făcut o sinteză a mărturiei lui Dan Negrean, mărturie pe care urmează să o ascultați. Iar dacă ar fi să mă opresc asupra unui verset din Scriptură, primul care îmi vine în minte este 1 Petru 5:8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Dan Negrean din Zalău spune că povestea lui seamănă foarte bine cu a fiului risipitor. Și așa este. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Mărturia pe care aș vrea să o fac poate să aibă motto sau poate să fie sub pilda fiului risipitor. Am ascultat multe mărturii care s-au dat la radio, în biserici, și în toate mărturiile oamenii care se întorceau la Dumnezeu veneau de undeva din lume și se întorceau acasă. Fiul risipitor e singurul care de acasă, pleacă în lume și se întoarce acasă. Viața mea sau momentele din viața mea pot foarte bine să fie istoria fiului risipitor și sunt istoria fiului risipitor. De acasă, dintr-o biserică evanghelică, dintr-o familie bună, dintr-un mediu bun, cineva ajunge să cadă. Pentru mulți e o mirare, eu nu pot înțelege cum e posibil ca într-un mediu ca o biserică evanghelică în care cineva e implicat acolo în viața bisericii, cântă în cor, o perioadă lucram cu copii, învățător la grupele de copii împreună cu soția. Cum e posibil ca un om care are parte de viață religioasă, o viață bisericească, așa de plină, poate să ajungă să cadă. După toate experiențele prin care am trecut și după ce am ajuns să mă reîntorc acasă, când în momentele de convalescență, să le spun, în care încercam și eu să înțeleg ce s-a întâmplat cu mine, ce s-a întâmplat cu viața mea, am încercat să găsesc și motivele care au dus la căderea în care am fost antrenat. Și le-ai găsit? Le-am găsit, da. Le-am găsit. E interesant că le găsești motivele în momentul în care afli cam și începi să guști și să experimentezi cam ce ar trebui să fie o viață de credință adevărată. M-am născut într-o familie bună, pot să spun, deși părinții mei nu erau decât niște oameni destul de simpli. Am avut parte de o copilărie liniștită, școală, biserică. Ai crescut în biserică? Am crescut în biserică, da, de mic copil am crescut în biserică. Nu, pe vremea aia nu erau grupe de copii, dar dacă erau, sigur aș fi fost la grupele de copii.
Am început să cânt din clasa 10-a sau chiar a 9-a în cor. A fost frumos, a fost o viață frumoasă în biserică. A urmat liceul, în care, la fel ca și, probabil că nu am fost foarte, foarte aproape de Dumnezeu ca și tânăr de-al pocăiților în biserică, dar totuși am fost un copil echilibrat, deci nu am făcut prostii foarte mari sau... Am avut o viață normală de copil care merge la biserică. A urmat perioada din armat, în care am început să folosesc băutură, să fumez. Și acolo, cred că pot să spun acum, în armat am avut parte de o experiență, nu am mărturisit-o decât la foarte puțină lume, o experiență extraordinară. Perioada de sfârșit armatei, fumam și beam cot la cot cu colegii de armată și s-a întâmplat că în timpul unei misiuni pe care aveam la aeroportul Otopeni, pe vremea aia când pleca Ceaușescu din țară, noi trupele mergeam și făceam, să asiguram perimetrul aeroportului. Era o vreme ploioasă, era o toamnă, stăteam pe malul unui canal în comuna Tunari, lângă Otopeni, și fumam. Și am auzit o voce, ca și când cineva ar fi urlat din mega... S-a întâmplat să mai treacă elicopterele prin zonă, ca și cum cineva ar fi strigat la mine: de ce fumezi? Am aruncat țigara în canal, era apă în canal, și m-am uitat speriat în jur, nu am văzut niciun elicopter. M-am uitat bine, nu era nimic. Am mers până la colegul care era la 50 de metri de mine și l-am întrebat dacă a văzut vreun elicopter și s-a uitat la mine ca la un extraterestru. Nu fusese nimeni, dar m-a marcat foarte tare în momentul acela. Am și renunțat o perioadă destul de lungă la fumat. Dar, ca și orice experiență se uită, am venit din armată la un an și ceva m-am căsătorit cu soția mea. A fost frumos. Biserica în care eram construcție, imediat după nuntă am început să facem concediile la construcția bisericii. Eram împlinit. Chiar era o perioadă frumoasă. În 1996-97 păstorul care era la biserică inițiase niște cursuri de învățătură creștină în care grupați pe cartiere învățam, mergeam la o familie proaspăt întoarsă la Domnul din biserică mai în vârstă decât noi, dar era foarte frumos, mergeam mai multe familii și a fost o perioadă frumoasă. Corul, evangelizări, cred că marea majoritate a pocăiților, să spun așa, înțeleg frumusețea vieții. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat să ajung să îmi doresc să plec de acasă, să-mi părăsesc familia, să îmi las copiii. Cu timpul am început să scădem standardele în familie. Am început să lăsăm la o parte rugăciunea, nu mai aveam tot mai multe ieșiri, aveam un grup de prieteni cu care începusem din biserică, erau cu care începeam să ieșim, să mergem la stranduri, să consumăm ce se putea consuma, mai pe ascuns, mai o bere, mai... Deci erați mai mult preocupați pentru o viață de distracții decât de una prin care să vă apropiați de Dumnezeu. Da. Deci încercam să îmbinăm, să găsim justificări că am putea să ne simțim și bine și să fim și în biserică bine. Era o viață duplicitară. Deci, și începând de la momentele astea în care am început să lăsăm jos standardele și principiile sănătoase, am început să mă afund din ce în ce mai mult
în păcat, chiar dacă e greu de spus și greu de stabilit clar un moment al căderii și de făcut o istorie și de spus în anul cutare, în luna cutare am căzut. Nu. Au fost ani întregi în care încet, încet, compromis cu compromis s-au adunat și am ajuns la situația în care am ajuns. S-a întâmplat după Revoluție, imediat au venit copiii în familie, au venit într-un mod mai deosebit decât la alții. Am umblat și la medici, tratamente, soția. După toate astea, dacă nu am avut copii, după Revoluție, imediat am înfiat o fetiță, iar după câțiva ani încă un băiețel. Concomitent cu asta au început să vină și binecuvântările. Nu eram, nu aveam chiar așa multe pe lângă noi. Dar imediat ce am înfiat copiii, au început să apară binecuvântările și le consideram, și chiar erau binecuvântări. Am cumpărat mașină, am început să ne gândim la să cumpărăm teren, să construim o casă, treburile mergeau și interesant este că cu cât ne mergea mai bine, viața mea cobora mai jos, mai jos, mai jos. Aveam impresia că Dumnezeu, pentru gestul pe care l-am făcut, în fiind copii, avea obligația să fie cu noi, să ne ferească de nenorociri, de lucruri rele și noi putem să ne vedem liniștiți de viață. Au mers așa până când în căderea pe care am avut-o, nu m-a interesat reacțiile oamenilor din jur, nu m-a interesat dacă cineva va spune că uite pocăitul ce face, în ce hal a ajuns, nu m-a interesat nimic. M-a interesat să-mi recuperez viața, credeam să merg puternic pe calea asta nouă pe care o descoperisem de păcat și mizerie. Hotărâsem să îmi las familia, să îmi las soția, copiii. Nu aveam milă chiar deloc în lungile discuții pe care le aveam cu soția vis-a-vis de planurile pe care le aveam. Nu aveam milă deloc, eram fără milă față de ei. M-a interesat să vindem casa, să împărțim, să plec, să-mi refac viața, să încep viața nouă. Aproape că reușisem. Credeam că sunt bun, descurcăreț, că mă descurc, că o să găsesc un loc de muncă într-un alt oraș. Aproape plecasem. Când, de fapt, ca și fiul risipitor în pilda din Biblie, am început să ajung la porci. Am început să simt greu. Nu n-am realizat în momentul în care am început să am probleme foarte, foarte grave vis-a-vis de mutarea pe care aveam să o fac și plecarea de acasă. Nu am realizat că de fapt era altceva, că soția mea nu renunțase la gândul de a mă sau nu accepta gândul că mă va pierde și începuse o luptă. Am surprins o convorbire telefonică în care am primit confirmarea că ceva se întâmplă cu el. Și atunci am făcut presiune asupra lui și mi-a spus că vrea să plece și vrea să ne despărțim. Acest lucru a venit asupra mea ca un trăsnet. Am crezut că se desprinde pământul cu mine și este o groapă în care cad într-un hău nesfârșit. Nu știu cum să, nu pot să redau în cuvinte ce am simțit atunci. Știu că am simțit durere, am simțit întristare, am simțit revoltă, am simțit trădată. Dintr-o dată așa să aflu vestea aceasta și nu mi-explicam de ce. Cum se întâmplă, se poate să se întâmple asta. Dintr-o dată vrea să plece. N-am știut ce să fac pe moment. Știu că noaptea aceea a fost într-o duminică în aprilie, pe la mijlocul lunii aprilie 2004. În noaptea aceea știu că am plâns și am stat pe genunchi înaintea Domnului și nici n-aveam cuvinte să mă rog și numai tot întrebam pe Domnul de ce? Ce s-a întâmplat? De ce? Deci nu știam ce să fac în momentele acelea.
N-am știut ce să fac altceva în momentele acelea decât că de-a doua zi am intrat în post, am început să postesc, am început să mă rog să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Am stat în post zilnic, în fiecare zi, mâncam doar seara, trecea și două zile când nu mâncam, că nu puteam să mănânc. Mâncam doar seara și duminica mâncam la miaz. Duminica nu eram în post, dar în rest, în fiecare zi, am stat în post și rugăciune și post și rugăciune și citirea cuvântului și asta a fost, pot să spun, apropierea mea de Dumnezeu. Căderea mea cea mai puternică a apărut pe fondul unei mișcări care a apărut în biserica din care făceam încă parte. O mișcare pe care nu o înțelegeam și nu o acceptam, era vorba de mai multă rugăciune, mai multă apropiere de Dumnezeu, mai mult vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, care vă dați seama că situația în care eram, mergeam în cealaltă direcție, nu avea cum să îmi convină și cum să-mi placă. Pe fondul acesta, soția mea a început să se agațe de orice posibilitate care ar putea să îi aducă soțul înapoi, să îi rezolve problemele. Așa că a apelat la câteva prietene din biserică care să ajute cu post, cu rugăciune. Și ceea ce nu știam eu când eram plecat era că, de fapt, se mobilizase o armată incredibilă care a început să lupte pentru viața mea. Am aflat cu surprindere că deja era un grup de rugăciune care se ruga pentru noi și am aflat de asemenea cu surprindere că era un grup de frați care au făcut un lanț de post pentru noi. Aceasta a fost pentru mine așa o uimire, aș putea spune. Niciodată nu spusese cineva că se roagă pentru mine sau se roagă pentru noi. Deci nu eram obișnuită cu lucrurile astea. Și persoana care mi-a spus lucrul acesta a vrut să, nu sub forma că vai de mine ce lucru fac ei pentru noi, sub forma că vreau să mă prindă și pe mine în lanțul acela de post. Și eu i-am spus, eu oricum sunt în fiecare zi în post, așa că mă bucur că sunteți alături de mine și vă rugați pentru noi. Nu eram conștient încă de ceea ce mi se întâmplă. Simțeam numai că cu fiecare pas pe care voiam să-l fac, dintr-o dată era extraordinar greu. Aveam o opoziție din partea tuturor. Era extraordinar greu. Nu înțelegeam atunci în momentul ăla, de fapt, de unde îmi vine și de unde mi se trage. Pentru că mi se părea foarte facil. La un moment dat, nu mare lucru, îți lași familia, soția, copiii și câți n-au făcut asta și câți n-o fac în continuare și nu mi se părea că vreunul suferă exagerat de pe urma acest simplu. E, cu mine a fost altceva. Doreai să faci acest pas și nu puteai? Dacă ambiția mea de a face ceva, dacă orgoliul pe care l-aveam, pentru că normal în mintea mea era deja întrebarea, chiar dacă știam că nu fac bine, chiar dacă știam că viața pe care voiam să încep e ceva greșit, că nu poți să clădești fericirea pe nenorocirea altora. Eram conștient de toate astea, dar cu toate astea aveam o ambiție extraordinară să fac ceea ce am începusem. Și cu toate astea, dacă Dumnezeu nu m-a lovit și nu m-a oprit, deși au fost ocazii și momente în care mergând mult cu mașina, Dumnezeu m-a atenționat că s-ar putea să pățesc o grămadă de lucruri și că ar putea să mă oprească în orice fel ca să nu ajung la ceea ce voiam. Cu toate astea, nu toate împrejurările care s-au legat și care s-au derulat cu o viteză extraordinară în perioada aia, am ajuns să-mi dau seama după toate astea că de fapt există ceva, că o forță care, independent de voința mea, mișcă toate lucrurile în jurul meu în așa fel încât nu pot, eram ca un gândac care încearcă să meargă dintr-un loc în altul și tot timpul îi se pune bariere și simțeam că intrasem în criză, simțeam că nu pot să fac și nu pot să fac ce îmi planificasem. Am hotărât să fac postul Esterei. Auzisem de acest post și am auzit de persoane care l-au mai făcut și am hotărât să fac și eu acest post.
am citit în Biblie la Ester cum a făcut, cum s-a, și am făcut acest post și l-am făcut împreună cu prietena mea. A fost și ea împreună cu mine în acest post. Și împreună cu noi în fiecare zi au fost alte persoane care ne-au susținut. Te mai gândeai la Dumnezeu? Mă gândeam. Încercam să scap de gândul ăsta, dar erau multe situații în care nu aveam cum să nu mă gândesc. Dacă pe drumul de acasă spre orașul în care încercam să mă mut, am văzut un accident de circulație în care un om era mort lângă mașină, era firesc să mă duc cu viteza a treia și să mă gândesc la... Era normal să mă gândesc la Dumnezeu și la ce aș putea păți, pentru că eram conștient că e ceva rău și ceva greșit. Dar eram atât de prins și satana, dau vina pe satana, pe dușmanul nostru comun, îmi indusese într-un fel gândul că pentru mine, ca și copil, ca și fost copil al Dumnezeu, ca și copil crescut, un om care avea botezul făcut și care trăise într-o biserică și care a căzut la nivelul ăsta, nu mai era nicio șansă. Și comunicam prin telefon. Eu am continuat să postez împreună cu el. A postit și el și s-a rugat și îi citeam Biblia prin telefon. Și a fost ca, nu știu cum să spun, ca o apropiere de Dumnezeu și a Lui. Și am fost bucuroasă să pot să stau lângă El în momentele acelea. Deci a fost momentul acela, mi-a mărturisit mai târziu, când i s-au deschis ochii, ca și cum a căzut ceva de pe ochii Lui. S-a trezit dintr-un somn și a spus, ce vreau eu să fac? Dar ce caut eu aici? Dar de ce vreau să fac asta? Deci a fost momentul acela, în seara aceea, mi-a mărturisit. Și sigur că cel rău nu doarme și a continuat să se lupte cu el. Acum pierdea un suflet, cel rău. Pierdea un suflet și se lupta ca un leu răcnind. Dar au fost 9 zile în care mâna lui Dumnezeu a apăsat asupra lui. Și această descoperire a fost chiar în seara aceea de 16 decembrie la rugăciune. Că vor fi 9 zile de har pentru el, în care Dumnezeu îl va cerceta și mâna lui Dumnezeu va apăsa asupra lui. Și au fost, într-adevăr, așa, acele 9 zile. Și după 9 zile se va întâmpla ceva. Cum? Ce va hotărâ el? Dar va fi o întâmplare vizibilă. Cum va hotărâ el? Și au fost acele zile în care știu că eram la bancă, eram la servici, eram și mă suna la miaz, seara, dimineața, noaptea. Mă suna la telefon și eu îi spuneam cuvântul Domnului. Și el era întărit de ceea ce îi spuneam el. Eu era acolo că cel rău îi întunecase mintea până acolo încât nu mai credea că va fi iertat. Și atunci eu îi spuneam, dar sângele Domnului Iisus poate să curățească orice nelegiuire. Și atâta timp cât omul îi viu, atâta timp este o posibilă întoarcere pentru el. Nu realizam că, de fapt, ce mi se întâmpla era presiunile postului și rugăciunii pe care o armată de oameni le făceau și eforturile pe care le făceau ca să mă salveze. Am aflat ulterior, am văzut notițele soției, cu datele, datele în care avusese în urma unor rugăciuni, lucrări vis-a-vis de perioada în care eram și ceea ce făceam, și am rămas îngrozit să văd că, de fapt, lucrările care le avuse la rugăciuni și care erau notate, erau datate, deci nu era niciun fals, nu era nimic care... Și m-am speriat. Deci atunci începeam să tremur, să mă gândesc, Dumnezeule, chiar deci în perioada aia când erau și în zilele
chiar așa mi se întâmplase. Ne-am pus pe genunchi și am venit înaintea Domnului împreună toți și Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a vorbit și a spus că în seara aceea Dumnezeu va rupe lanțurile celui rău, lanțurile și funiile cu care el este legat. Satana ajunsese să mă împingă și gândurile mele, pentru că din cauza mândriei și orgolului pe care le aveam, nici nu mă gândeam la posibilitatea întoarcerii. Mă gândeam de chiar dacă nu se iasă, chiar dacă nu se iasă ce mi-am planificat vis-a-vis de planurile inițiale, eu nu mă întorc acasă, găsesc un loc de muncă acolo și o să-mi refac cumva viața. Deci nu aveam de gând să mă întorc acasă, nici nu mă gândeam la probabilitatea asta. Cu timpul, cum timpul mergea și presiunea era tot mai mare și eșecurile erau tot mai mari și barierile pe care le întâmpinau erau tot mai mari, asta vis-a-vis de planurile pe care le aveam, am început să mă gândesc la sinucidere, mă gândeam, mi-au lăsat părinții la un moment dat când plecasem de acasă, îmi rămânea în minte geamul unde stăteau, eram în geam, plângeau în geam, soția acasă plângând, copiii erau la școală, dar știam că suferă foarte mult, îmi dădeam seama pentru că fusesem foarte apropiat de... Îmi vine greu să vorbesc pentru că sunt momente când mi-l amintesc că îmi vine să plâng. Dar trecând peste toate astea, pentru că ambiția pe care o aveam și dorința de a face ceva eu cu voința mea și cu puterile mele întrecea toate vocile și toate semnele pe care le aveam, în ultimul drum pe care l-am făcut în plecare de acasă, când aveam bagajele făcute și când, cum am spus, îmi lăsasem soția plângând acasă și nu știam că în momentul ăla pornise un val de rugăciune, pentru că în momentul când am părăsit casa, soția mea și-a sunat prietenile, surorile de la biserică care susțineau și ad hoc în momentul ăla s-au strâns undeva la o rugăciune. Am simțit-o pe pielea mea, am aflat ulterior de asta, dar am simțit pe pielea mea, pe drum, era o presiune, abia puteam să conduc. Știu sigur că am ajuns la un moment dat într-un sat, n-am mai putut să... Pur și simplu început să plâng din senin. Deci nu e caracteristic pentru mine. Deci eram un om rece și nu eram sentimental deloc, nici la înmormântări nu reușeam să vărs lacrimi, dar mă pornise un plâns extraordinar și îmi dădeam seama că realizam în momentul ăla că ceva se întâmplă. Am oprit mașina pe un loc drept și unde noi eram, nu încurcam circulația în satul respectiv și satul acela, după ce a trecut cu trecerea timpului, a devenit ca o piatră de aducere aminte pentru mine, pentru că îmi spunea într-un fel că era locul în care chiar în mod direct am simțit cercetarea pe care Dumnezeu făcea asupra. Nu am crezut vreodată că ca și om aș putea să fiu atât de impresionat de puterea lui Dumnezeu și de forța cu care El poate să intre în adâncul omului și să-l miște. Deci, pur și simplu am oprit pe partea de dată și am plâns. Nu pentru că mi-era frică de viitor, nu pentru că mi-era milă sau că din cauza milei pentru cei pe care îi lăsasem acasă, ci era pur și simplu un plâns pe care am impresia că venea de sus. Am plâns după ce m-am liniștit, cred că am stat vreo aproape jumătate de oră acolo. După ce m-am liniștit, primul impuls pe care l-am avut a fost să-mi sun soția care rămase acasă, să-i spun că se întâmplă ceva cu mine, și atunci mi-a spus că se rugăciune, că se roagă pentru mine. A venit momentul în care mi-a spus că pleacă. Am încercat să-l opresc. Au fost multe presiuni asupra lui și din partea părinților, să spun așa.
dar nu asculta de nimeni. A fost hotărât să plece. Și eu m-am gândit la ceea ce a descoperit Dumnezeu, că va fi o plecare. Am fost foarte întristată în momentul acela și copiii au fost foarte întristați. A ales o zi în care băiatul avea serbare la școală și copiii n-au fost acasă. Mi-a cerut să-i dau ceva haine, pat. Cu lacrimi în ochi și cu mâinile mele am pregătit câteva haine de pat și își pregătise el bagajul și le-a pus în mașină. L-am condus până la ieșirea pe poarta casei cu mașina, cu ochii în lacrimi și cu dorința și în inimă ca să se întoarcă acasă din nou, și asta i-am spus la plecare. Oricând vrei să te întorci, poți să te întorci acasă. S-a dus și în momentele acelea am sunat pe câțiva prieteni și ne-am dus la o rugăciune la cineva acasă. Am fost câteva persoane, vreo 7-8 persoane. El a plecat. Mai târziu mi-a mărturisit că a fost așa o presiune peste el și nu știa ce îi se întâmplă. Deci vroia să facă un lucru și parcă nu putea să-l facă. Ne-am pus pe genunchi și am venit înaintea Domnului împreună toți și Dumnezeu a vorbit din nou. Dumnezeu a vorbit și a spus că în seara aceea Dumnezeu va rupe lanțurile celui rău, lanțurile și funiile cu care el este legat. Și țin minte că ne-am rugat și împreună și ne-am rugat pe rând și s-au rugat toți frații pe rând. Până atunci eu participasem la rugăciune, dar n-am avut o rugăciune singură, personal, până atunci, și nu prea îndrăzneam. Eu mă rugam la rugăciunile în comun și știu că în seara aceea s-a terminat rugăciunea, s-au rugat frații pe rând și după ce s-a terminat și parcă am vrut să ne ridicăm de pe genunchi, dar în momentul acela am izbucnit eu în rugăciune și am avut o rugăciune de mulțumire. Am izbucnit într-o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și în momentele acelea, o soră mi-a spus că a văzut cum toate lanțurile, funiile acelea, picioarele acelea, ca o caracatiță cu care era el înfășurat, toate au căzut de pe el. Și în momentul acela au căzut la pământ. În momentul când eu m-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu pentru încercarea în care suntem și pentru că El rezolvă și dă izbăvire în această încercare. Deci eu nu mai ceream lui Dumnezeu rezolvare. Așa am primit atunci și am izbucnit în acea rugăciune de mulțumire. Și într-adevăr, în seara aceea a fost momentul în care pe drum el a fost cercetat. Mi-a spus că mi-a sunat în seara aceea și mi-a spus că nu știu ce-i cu el, nu știu ce îi se întâmplă, dar așa nu a simțit niciodată, nu știe ce simte. A oprit pe dreapta undeva mașina pe drum și a plâns și s-a rugat Domnului și nu știe ce-i cu el. Chiar dacă i-am lăsat acasă, am început ceva extraordinar. Începusem să am o relație cu soția, să telefonez, să înceapă să-mi spună despre Dumnezeu, despre rugăciune, despre impactul pe care l-ar putea avea, despre forța pe care o are Dumnezeu de a intra în inimile și de a rezolva problemele oamenilor. Și că mai există iertare, că există iertare. Eram destul de îndoit de valabilitatea iertării pentru cineva care a crescut în biserică, care a trăit acolo și care în mod deliberat alege să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Și
urmat o perioadă în care, pot să spun, de libertate psihică, într-un fel, faptul că eram acolo aproape singur, în care am omis să spun că la plecare de acasă soția mea a insistat să-mi pună o Biblie în bagaje și așa, distrat cumva, și am zis, bine, pune-o. Mi-a folosit foarte mult, pentru că în momentele de singurătate pe care le-am avut acolo, am început să redescopăr Biblia. Nu mai pusese mâna pe Biblie de foarte multă vreme. Și pusem să citesc, citeam în psalmi, și pusem să caut ceva, căutam răspuns la ceva în momentele, ca și cum n-aș mai fi avut o Biblie în mână, ca și cum n-aș mai fi auzit de Dumnezeu. Eram ca un om care se trezise dintr-o comă, cumva, și încerca să recunoască ce era în jurul lui. Au fost, cred că, cele mai extraordinare momente din viața mea. Nu pot să spun că a fost covalescent, a fost chiar practic un om care a început să revină la viață. Sunam acasă, sunam copii, simțeam că urma să se întâmple ceva. Nu aveam idee ce. Ar fi mult de povestit vis-a-vis de ceea ce citeam, de faptul că începusem să mă rog să cer de la Dumnezeu, după ce în același loc în care eram cu o săptămână sau cu câteva seri înainte, eram pe, la balustrada de la balcon și uitându-mă în jos mă gândeam ce rezolvare simplă ar fi dacă mi-aș da drumul în gol, dacă toată lumea ar scăpa, mă gândeam că rușinea pe care am făcut-o părinților, necazul care l-am făcut copiilor, chiar bisericii. Aveam o presiune vis-a-vis și de ceea ce am făcut, de urmările pe care le-ar putea avea în viața bisericii faptele pe care le-am făcut. Începusem să revin la viață. Ai început să faci lucruri noi, să te rogi și să postești. Da, soția, cum mai mi-amintesc, soția mi-a spus, uite, stai într-o zi de post și roagă-te să descoperi Dumnezeu ce... Prima oară când am pus sau... Chiar am pus problema vis-a-vis de post, mai poate și înainte față de unele probleme, dar când am stat în post și când m-am rugat ca Dumnezeu să-mi descopere ceva. Deci a fost prima oară după 20 de ani de biserică în care, fără să fiu conștient de asta, căutam un răspuns, căutam ca Dumnezeu să-mi răspundă în cuvânt. Nu știam cum ar putea să facă. Dar în ziua aia, citind din Biblie, am... găsit în Ieremia un loc acolo în care Dumnezeu îmi spune absolut tot ce am făcut, în care începea cu te cunosc, știu pe unde am umblat, știu ce ai făcut, ce am știut în momentul ăla, că e așa un sentiment extraordinar să descoperi că după tot ce ai făcut și toate necazurile pe care le-ai creat și le-ai pricinuit și prin tot ce ai trecut, să descoperi că undeva cineva acolo are o bunătate de mare și chiar să pleacă și chiar comunică cu tine. A fost așa o bucurie extraordinară, am sunat și chiar am avut cred că era ca linia fierbinte de la sau linia verde de la o firmă în care sunam, îi spuneam ce am citit, îmi spunea soție. Niciodată nu avusesem cu ea discuții din Biblie și la nivelul ăsta. Și culmea, acum prin telefon aveam schimburi de... m-a ajutat foarte mult și am început să în fiecare zi. Acum, după ce s-a întâmplat asta, îmi spunea soția la telefon, dacă Dumnezeu ți-a spus și cunoaște, acum zice, cere de la Dumnezeu, ne rugăm pe Dumnezeu să descopere dacă ce urmează. Trebuie să urmeze ceva, deci nu poate Dumnezeu, nu începe ceva fără să termine în om, nu? Și am început, iar nu știam, știam vag că cineva s-a rugat acolo, dar nu știam dimensiunea la care se întâmplă asta. Cred că a fost cea mare luptă pe care biserica nou formată, nou înființată, în care era soția mea, adus-o pentru a salva pe cineva. O dimensiune extraordinară în care zeci de oameni erau pe baricade și îl puteau pentru mine și se rugau și posteau pentru mine. Și am început și eu să postesc.
Nu postisem de ani de zile și nu mă interesa asta. Am început să postesc, să întreb timid, cumva, ca un copil care conștient de faptul că a greșit și că să-mi spună să vorbească. Și am deschis Biblia și Dumnezeu prin versetele din Ioan, în care se specifică acolo că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta, și am înțeles că și că și pentru ele Dumnezeu a venit și am fost copleșit. Am început să-mi revin. Deja gândul de a mă întoarce acasă a început să-și facă loc în mintea mea, confuzia vis-a-vis de viitor, și a început să mă pun în mâna lui Dumnezeu, să admit că da, există o forță mai mare pe care nu cunoscusem înainte, deci asta e adevărul. Deci am trăit o grămadă de ani în biserică și am activat acolo și am făcut multe lucruri, dar care l-a exclus pe Dumnezeu din viața mea, nu avea o legătură cu o relație cu Dumnezeu, era ca și un contract cu o întreprindere sau cu făceam o treabă acolo. Am început să mă gândesc mult la cauzele care au dus, am început să spun despre cauzele, da, m-am gândit că faptul că eram foarte recalcitrant, că eram o fire dură, care judecam foarte mult, cred că de aici a început faptul, totul practic. Nu aveam pic de îngăduință față, nu mă interesa oamenii, nu mă interesa nimeni din jurul meu. Criticam absolut tot, nimic nu era bine. Vocea mea era tot timpul acolo la orice discuție ca să critique. Și m-am gândit că problemele în viața unui om cu siguranță apar și sunt direct proporționale cu gradul în care judecă, nu are practic o părtășie cu Dumnezeu, pentru că relația cu Dumnezeu înseamnă cu totul altceva. Dar trecând peste asta, a urmat și momentul în care fiul risipitor și-a venit în fire și a spus: mă voi întoarce înapoi, mi-asum riscurile, chiar dacă voi ajunge, nici nu mă gândeam să ajung un argat acolo, mă gândeam probabil ceva cerșitor sau în mintea mea mă gândeam că da, trebuie să ajung acasă, mi-asum responsabilitatea să mă întorc acasă. A fost greu momentul până am pornit. A început o altă luptă, covalescența după o experiență din asta în care încă în mintea mea și aveam acuzații foarte grave la adresa oamenilor din biserică în care era soția mea. Eram acasă, mă întorsesem acasă și tot timpul când mergea la rugăciune mă întreba: pot să mă duc? Și spuneam: bineînțeles, du-te. Și nicio problemă. Mă chema timid. Nu, spuneam că nu o să mă duc acolo. Am început timid să mă apropii de, practic, de biserica care am lăsat-o în urmă, în care făcusem, de cazul, am insistat la soția mea să, dacă voi începe să mă duc la biserică din nou, să ajung în biserica în care o lăsasem. Am coincis cu sosirea acasă, sau cu hotărârea de a începe să mă duc la biserică din nou, coincis cu o săptămână de evangelizare în biserica în care fusese membru și am început în fiecare seară să încep să prind gustul, să simt că acasă era mai bine. Chiar dacă viața mea nu era în regulă, chiar dacă nu eram întors cu totul la Dumnezeu, fiind într-o biserică, dar ajunsesem să admit că, da, acasă e mai bine, acasă la data. A urmat o perioadă de tatonare în care am mers în alte biserici, pentru că totuși povara, chiar dacă Dumnezeu confirmarea faptului că ești iertat nu vine brusc și brutal în viața ta, e o luptă în care te rogi, postești, citești, vezi că de fapt există iertare și nu se poate compara cu nimic sentimentul pe care îl ai când simți în interiorul tău că există iertare la Dumnezeu și că chiar pentru un om nenorocit care a provocat atâtea dezastre în jurul lui și a făcut atâtea, Dumnezeu mai are iertare. Nu mai era ce a fost,
nu citisem Biblia așa cum o citeam acum niciodată. Citeam în Biblie, începuse să am post și rugăciune. Chiar în luna mai, la sfârșitul lunii mai, se împlinește un an de când a fost prima mea zi de post și rugăciune, în care am avut o victorie extraordinară asupra băuturii. Pentru că, vă dați seama, disimulam în ultima perioadă, era chiar, fiind în construcție, îmi permiteam să mă duc la, să cumpăr băutură, să am în casă, pentru că vânzătoarele știau că sunt pocăit, dar spuneam că e vorba de, aveam oameni la lucru, la muncă și trebuia să le dau și consumam în cantități mari băutură și a fost prima victorie pe care am avut-o, pe care am avut asupra ceva concret care era în viața mea. Au urmat multe alte victorii și lupte. Viața e o luptă. Continuăm să luptăm. Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu le descoperă în viețile noastre, care cu post și rugăciune și cu ajutorul altora, deci se poate avea biruință în ele, asupra lor. Cu ocazia unei nunți care s-a ținut la o biserică în oraș, la unul din frații, liderii din biserică în care era soția, la care avem obligații și financiare, și financiare în sensul că fusese la nuntă la noi. Deci aveam obligații să mergem la nuntă, am admis să mergem la biserică la nuntă, la fica dânsului. A fost o revelație. Oamenii pe care îi criticasem până în momentul ăla, asupra cărora am simțit niciodată că e ceva ce nu mai întâlnisem. Felul în care se cânta, felul în care se vorbea, felul în care se ruga, era extraordinar. Asta a fost momentul în care în mine s-a născut o dorință și cu prima ocazie când s-a putut, am mers cu soția mea la biserica în care eram și încet, încet am început să fiu prins de cum au primit frații. Extraordinar. Rememorez și acum momente în care toate surorile care au portat povara luptei pentru mine au venit și m-au îmbrățișat și s-au bucurat că am fost copleșit. Și pentru un om care simte că nu merită nimic, e mult, mult prea mult. Să simți pe toată lumea în jurul tău că ca și un om care s-a întors din moarte, chiar așa a fost, un om care a înviat, s-a întors din moarte și deschide ochii prima oară și începe să perceapă ce e în jurul lui. Și exact așa ca un om, au venit toți la noi și ne-au susținut și a fost extraordinar. Faptul că începusem să înțeleg că exista mai mult decât știam eu, decât percepusem vreodată că ar putea să fie. Acum ai o altă percepție asupra ceea ce înseamnă viața de credință. Total diferită. Deci, așa cum am spus, nu aș putea spune că aveam o viață spirituală înainte sau viața spirituală care era sau la ce îi spuneam sau ce defineam eu că viața spirituală. Deci nu eram familiarizat și nici nu aveam de unde să fiu familiarizat cu să experimentez dependența față de Dumnezeu. O dependență continuă. Să încep să vezi că orice lucru cât de mici și orice probleme cât de mici pe care le ai și orice praguri pe care le ai de trecut în față, ai putea să te consulți cu Dumnezeu, să-L întrebi pe Dumnezeu, să te rogi, să postești pentru lucrurile respective și să simți că și să te minunezi, să vezi că ne vă dați seama din starea în care fusesem înainte, experiența prin care a trecut, eram cu ochii larg deschiși, deci erau multe lucruri care nu le înțelegeam, le admiteam, nu le înțelegeam, nu aveam cum să le înțeleg pentru că veneau cu o viteză extraordinară și le simțeam în mine, în lăuntrul meu. Da, e diferență. Pe lângă faptul că Dumnezeu are o nemărginită iertare față de toți păcătoșii, deci toți, de toți oamenii, pe lângă asta e gata să umble cu noi. Să fie cu noi, să fie prezent în viața noastră. Trebuie să întindem mâna și să cerem, să dorim asta. De obicei, când dăm de necaz, găsim vinovați. În cazul tău, cine este vinovat?
toată vina pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru căderea pe care am avut-o este exclusiva mea, pentru că la un moment dat am lăsat mintea deschisă pentru lucruri care n-ar fi trebuit. E ca și exemplu cu paharul, cu vasul, care dacă e gol, normal va fi umplut cu ceva. Dacă aș fi avut o viață de plinătate spirituală, n-ar fi putut să intre gânduri murdare și gânduri care să mă conducă la o cădere. Nu-i nimeni de vină. Poate că totuși biserica ar putea să facă mai mult, bisericile în general ar putea să facă mai mult pentru oameni, pentru problemele lor, să se implice mai mult în problemele lor emoționale, să-i provoace mai mult în a sluji mai mult pe Dumnezeu, și atunci cu cât vor lucra mai mult în direcția aia, sincer. Și... Dar tu erai implicat și în slujirea din biserică. Deci eram implicat și disimulam. Deci eram implicat pentru că dacă a crescut să nimic copil în biserică, mi se părea că n-aș avea unde să mă duc. Deci n-aș ști ce să fac altceva. Deci era o slujire formală, fără implicare sinceră. Era formal, da. Deci era numai formalism. Înseamnă că există un pericol chiar pentru cei ce slujesc? Da, da. Deci de asta trebuie făcut ceva în... Unde crezi că trebuie insistat? Mă rog, unde ai fost tu deficitar și probabil că și alții trec prin aceeași experiență. Viața de rugăciune, o viață de rugăciune slabă. Deci cred că suntem ceea ce suntem proporțional cu rugăciunea care e în viața noastră. Dacă vom avea viața plină de rugăciune, dacă de dimineață până seara vom găsi momente în care să mergem înaintea lui Dumnezeu cu toate problemele noastre, cu mulțumirile, cu tot ceea ce e noi, nu ni se poate întâmpla nimic. Deci Dumnezeu, vom fi în mâna Lui. Dar dacă nu, fără rugăciune, fără Biblie, fără citit, fără studiu, nu se poate. Rugăciunea mie mi se pare acum, după problemele pe care am trecut, mi se pare că peste orice ar putea să însemne biserica, peste activități, peste studiu, mi se pare că rugăciunea rămâne cea mai importantă armă cu care poți să lupți împotriva păcatului, cu care poate să te țină în practică Dumnezeu. Acesta este unul dintre lucrurile noi pe care le-ai descoperit prin tot ceea ce ai trecut? Da, dar după experiențele pe care și a început să-mi placă. Chiar mi se pare că e indispensabilă pentru viața în care trăim fără rugăciune și implicit postul, pentru că problemele care sunt multe probleme pe care le avem de rezolvat, sau nu noi, pe care Dumnezeu trebuie să rezolve, care Dumnezeu trebuie să vadă determinarea care este noi prin hotărârea de a sta în jertfă, în post, cu rugăciune, și atunci vin și răspunsul.